Bun, așa lumea, am revenit cu cel de-al doilea episod din Two Smart Phone Podcast, aici cu Adi. Salut! În acest episod vom vorbi despre Ro și despre... și ne vom spune părerea despre Royal Rumble. Predicții. Bun, deci despre Ro a fost Martin Luther King Jr. Day, deci a fost ceva mai special, nu știu, n-a afectat cu nimic, da, ne. Da, și apoi a pornit rău cu Vicky Guerrero și cu Paul Heyman în ring. Da, și Heyman începe să o lingușească pe Vicky, spunându-i că e cel mai sexy general manager, chestii din astea. Da, am mai încercat chestia asta, dar nu i-a reușit. Da. Chestia deodată i-a interzis lui Rock să intre în arenă, ceea ce a fost destul de interesant. Da, și mie mi s-a părut interesant, adică n-am mai văzut de mult așa. Și, da, chiar dacă a reușit, a fost maniera prin care a reușit să intre în ring, a fost ok, da. Oricum, m-a enervat faza aia în care Vicky a spus acolo, if you smell what the Vicky is cooking. Da, de prost a ieșit. Da, deci a ieșit foarte prost. Da, prost. Știu. Doamne. Apoi, Be the Clock Challenge match. Da, primul între Randy Orton și Antonio Cesaro. Da, și câștigătorul are voie să-și aleagă ce număr va intra în Royal Rumble. Mi-a plăcut, adică era destul de interesant de urmărit meciurile, adică cine va câștiga. Da. Dar da. Totuși, adică au fost ăștia șase, dar pentru Royal Rumble mai erau anunțați câțiva, adică nu înțeleg de ce ceilalți n-au primit da, șansa. Da, exact, numai ei. Și primul meci Randy Orton vs Antonio Cesaro chiar a fost destul de previzibil, adică desigur că Randy Orton câștigă, chiar dacă nu va câștiga Royal Rumble. A fost ok, nu mai bun ca cel de la Main Event de săptămâna trecută. Mm. Da, a fost destul de ok și... Da, da, nu știu, adică... Randy Orton din nou și din nou și din nou, da, ce să-i faci, asta e. Și... Da, probabil că vine în curând, turnul. Da, turn de heel, da, turn de heel. Asta aștept, aștept. Ia stăt. Așa, bun, am revenit. Și... Unde eram? La... După ce a câștigat Randy Orton, Be the Clock Challenge, da? Da, apoi... Eu cu Mick Foley. Exact, da, cu... Și am văzut și iarăși induction video ăla lui Mick Foley. Da, mi-a plăcut, adică ca majoritatea videourilor de da. Prezentări, îmi plac. Și mi-a amintit de momentele din trecut. Exact, exact, cu Mick Foley, da. Și după aia a fost din nou un promo cu The Shield. Da. N-a fost nimic nou, adică cam... Da, cam aceleași lucruri care le-au spus și data trecută. Da, și aștept ceva nou, adică nu știu. Da, poate... Lecum. Poate mai mult decât un video, știi? Da, adică... Nu știu... Adică oricum, la Royal Rumble n-au voie să intervină în meciul Rock Punk. Dar nu se știe, poate se va întâmpla ceva. Poate n-au nicio legătură cu Punk și... Niciodată nu se știe. Da. Și după aia a fost Big Show vs. Zack Ryder. Aici chiar... deci, nu l-am mai văzut de mult pe Zack Ryder. Da, dar nu mi-a plăcut, adică nu promovezi așa meciul de la Royal Rumble da, cu el cu și Da, cu un jobber, cu un jobber. Adică nu... Mi-a plăcut că a venit Brad Maddox. Da. Adică nu știu, e așa... E... L-am urmărit și la Main Event și e amuzant la comentariu. Da, destul de amuzant. Păcat că a fost o scurtă perioadă. Care a stat da. La comentariu că meciul s-a terminat foarte repede. Da, și apoi au anunțat că Del Rio cu Big Show va fi un last man standing. Da. Nu știu dacă e chiar atât de bine să fie același meci care a fost și la SmackDown. Nu știu sigur, dar am văzut că am citit că singurul motiv pentru care Del Rio a câștigat ăsta championship-ul e pentru că a avut niște probleme. Asta, Big Show a avut niște probleme cu contractul și poate acum vor să... Mai multe zvonuri, cum că Sin Cara și Rey Mysterio nu mai sunt considerați cei mai importanți din Mexic și că au vrut să facă un nou babyface. Mm. Un alt zvon ar fi că da. L-au fost campion doar ca să facă Ziggler cash-in. Nu știu, eu cred că o să câștige Big Show și după aia Ziggler face cash-in, știi? Doar așa să fie Big Show, adică Big Show să-l bată pe Del Rio.
Dar să nu Nu ia știu. el Championship. Eu cred că Ziggler va face cash și nu All la Elimination Chamber, All la WrestleMania, dar probabil la WrestleMania. Adică, nu știu, așa, după Depinde, aia... depinde și cum o să fie structurate meciurile, adică când o să fie Royal Rumble. Parcă da. știu că, din când am citit eu pe net, am zis că o să fie ultimul meci. Eu am înțeles că Rock vs Punk o să fie. Nu știu, ar fi bine ca Rock vs Punk să fie ultimul. Adică, Da. cel mai probabil că e ca meciul ăsta să fie ultimul, dar nu se știe. Da, nu, nu. Cred că o să fie la fel ca anul trecut și o să fie primul meci o să fie Royal Rumble. Nu știu. Primul meci. Da. La fel ca anul trecut. Vrei să spui cel pentru centura mondială, nu? Parcă da, nu mai amintesc care era. Da, că a fost Brian cu Big Show și cu Mark Henry. Aveam așteptări mai mari de la meciul ăla, adică a fost prea scurt. Am înțeles că și Big Show și Henry erau atunci accidentați. Da. Da. Așa, apoi... Urma Ryback vs 3MB. Da, mă mira faptul că mă așteptam ca Ryback să fie în Beat the Clock Challenge match. Da, și eu, adică să nu-i dea o șansă și lui Ryback să... Dar nu. Adică... Totuși ai văzut, cred că asta a vrut să facă, mai ai văzut că la sfârșit i-a zis lui Ziggler că o să fie, că o să poată să aleagă care să fie, primul sau al doilea care intră și de asta cred că n-a fost și... Dar nu știu, adică ai putea să fie și să nu câștige, dar... Da, așa. Da, de... Să piardă... De fapt, nu, putea să scoată un timp mai puțin, pardon, da. Să câștige. O să fie un double disqualification sau ceva de da, genul ăsta. Da. Așa, apoi The Rock e în backstage cu ofițerii de poliție și... Parcă era... Parcă după aia era cu Heyman în backstage. Heyman și cu Brad Maddox? Da, da, exact. Ah, da, când îi spune da, Heyman. Da, îi spune Heyman că o să îl ia cu el și... Nu știu, sper doar să nu intervină în meciul Rock vs Punk. Nu știu. Adică ar fi o idee proastă. Maddox? La... Maddox să intervină? Păi, da. Nu, nu cred, nu cred. Așa, da... nu știu ce plan ar avea Heyman pentru el. Nu știu, adică s-ar putea să-i fi venit o idee, cum ar fi atunci, nu știu. Adică cum... Ăștia de la The Shield, dar nu știu, nu știu, chestia e că nu știm dacă ăștia de la The Shield sunt legați de Punk și de asta... Da. Da. După aia a urmat Heath Slater vs Ryback, un match ca neinteresant. Și apoi Ryback își anunță intrarea lui în Royal Rumble. Royal Rumble, da. Primul... Royal Rumble lui? Da, și apoi Rock în backstage cu ofițerii de da, poliție. Da, păi, acest segment... I-a apărut Vicky și apoi a apărut... A început iară chestia de săptămâna trecută. Da, exact, da. Ignit. Și apoi când a zis Rock că are o da, idee și... pentru... Exact, are o idee. După aia a fost anunțat Raw ruletul. Pentru... Da, pentru săptămâna da, viitoare. La Las Vegas. Este interesant, îmi plac meciurile cu stipulații, dar dacă sunt făcute și bine. Da, depinde cum sunt structurate, dacă... De... Da. Multe posibilități. după aia urmează... Vedem pe promo-ul CM... Lui. Da, exact, CM Punk da, cu lui Punk. Paul Heyman. Mi-a plăcut promo-ul. Adică a pus over destul de mult centura WWE. Toate promurile lui Punk sunt da, foarte bune. N-ai ce să-i faci. Am observat, adică mă mir cum de nu l-a durut mâna pe Heyman când a ținut microfonul atât de mult. La fel și cu centura. Mă tot uitam să văd dacă-i tremură mâna și nu-i tremură. După aia a anunțat că Cena se va adresa universului WWE. Da. Și urmează Dolph Ziggler vs Miz Beat the Clock Challenge.
Aici vreau să spun că figure 4-ul Aoleu, ăla îmi face oribil miz. Da, și Oribil. ăsta cred că a fost unul dintre cele mai proaste Da. realizate vreodată. Figure 4-ul. Și a fost bușuit rău de tot. Da, e aici da. Foarte prost. Cel mai prost figure 4. Meciul a fost ok. Da, m-am mirat că, adică, că Ziggler a câștigat. Da, adică, de, l-a câștigat doar pentru ca să facă chestia asta Vicky, să... Da, da, mă rog, noi n-aveam cum să știm, de, credeam exact. Că... Adică, Miz fiind acum într-un push, pentru că e babyface, mai așteptam să câștige. Să da. Intre la fel ca anul trecut, el primul, nu cred. Adică... Păi nu, s-a fi făcut altă stipulație, da. Sau... Că asta a fost special făcută pentru Știu, Ziggler, pentru ca... Ziggler, că e, de, e... Money, Mr. Money in the Bank nu putea să câștige, așa că l-a pus da, primul, cel mai ușor. E bine pentru că asta înseamnă că probabil va rezista destul da, de exact. Mult. Da, exact. Acum a rezistat și Miz. Și pe la începutul Royal Rumble-ului nu sunt chiar atât de mulți da, importanți. Sunt adică ăștia antic, mai lame și cred că Ziggler o să discute. Cred că o să stea în ring până la vreo 25 da, până... ceva. O, cred că o să... Da, o să iasă prin bottom rope și o să stea puțin în afara ringului și după aia intră din nou și nu știu. Da, o să fie cum a fost exact, Miz anul exact, trecut exact. Aici, ce ziceam? La 40 de minute. Aoleu, după aia astea Kane. Cu Kane și Daniel Bryan, cu Dr. Shelby, anger management. Da, vreau să spun că la final cu chestia când ziceau ei să se îmbrățișeze tot, oribil. Au fost foarte puțini care s-au îmbrățișat și a arătat prost chestia asta. Adică au fost da, ok segment. Nu știu, da, nu a fost chestia ce, dar... Da, a ieșit prost de tot. Mult prea prost. Da. Oricum, probabil în curând se vor destrăma. Da. Mă așteptam ca să facă turn unul dintre ei. Da, cred că Brian o să facă. Da, cel mai posibil. Și, adică Brian nu e chiar de, nu e chiar de bine când e pus într-un tag team, adică Brian e bun pentru, asta, e, da, e, e da, main e main eventer, e, măcar să fie World Heavyweight Champion, știi, ceva de genul. A, adică te-am înțeles, a fost băgat pentru că sunt prea mulți acum în jurul, în peisajul centurii. Deși chestia e că a fost destul da. De bine că i-a băgat pe ei doi în tag team, pentru că totuși divizia da, tag team fost... se ducea naibii, deci de ce nu? A fost acolo un a plus. A fost o perioadă amuzantă cu segmentele da. Lor, dar acum... Acum, că... nu știu, am început să mă plictisesc de ei. Segmentele da, astea cu Dr. Shelby și Anger Manager, nu. Am fost surprins că a scandat publicul Dr. Shelby. Da. Nu mă aștept. Vedem ăsta, următorul match, Alicia Fox vs. Caitlyn, desigur câștigă Caitlyn. Am dat skip pe da, match de divet. Eu m-am uitat, Dan a da, fost, am... știi că n-ai pierdut nimic. Tamina se uita din backstage la... Da, Tamina, am văzut pe Tamina. Da. Dar sper să nu facă la Royal Rumble Tamina vs. Caitlyn, că n-are niciun pic de build-up. Da, poate o să facă un build-up, nu știu. Vrei să zici pentru Royal Rumble? Nu, da, la Royal Rumble sigur nu o să facă ceva de genul. Dar cred că la WrestleMania se poate să facă build-up între Royal Rumble și Elimination Chamber și între Elimination... Adică toată perioada asta, Road to WrestleMania. Feminine nu e. E jos de tot, așa că... Nu e interesant. Ce mai CM Punk și Heyman. Da. Heyman vine în ring. Da. Și vorbește despre Drac, iar apoi se aude melodia și lui Drac. Și vine Rock în ring și le mulțumește... De fapt, le mulțumește celor de la San Jose Police Department pentru biletul de la Raw. Da, așa. N-am înțeles chestia asta, adică ai bilet, dar totuși exact. Să intri în ring. Da, n-am înțeles deloc, adică el nu el era e interzis asta, e interzis Vicky să intre în ring, dar putea cu un bilet, adică nu înțeleg chestia asta. Păi, adică nu știu, atâta timp cât ai cumpărat un bilet, probabil că ai voie să fii în arenă, da, dar ring, da, nu să știu. Fii... Poate că mă rog, poate că adică... l-au așa l-au lăsat cum ar fi să intre în arenă și după în asta, în arenă și după aia
el după aia putea să facă orice vrea, adică nu a mai contat. Și practic ăia l-au lăsat. Da. A fost și promo lui da. Rock destul de bun, a promovat și dintre cei doi de la Royal Rumble. Iar apoi deodată se sting luminile și apare de Shield. Apar cei din Shield. A fost, adică nu știu, nu prea aveți momente de genul ăsta. Roman Reigns, pentru cei care nu știu, e vărul lui The Rock. Nu știu, chiar nu știam și asta. A fost destul de interesant să-l văd pe Reigns făcând că... powerbomb-ul pe... Da. Chiar nu știam că Rock. E vărul. Și am văzut la final sânge pe... Ah, la... da, că îi curgea din gură sânge. Oricum, nu e nimic greu. După aia am încă un video pentru Martin Luther King Day. Și următorul match, Sheamus vs. Wade Barrett pentru Beat the Clock Challenge. Da, ultimul Beat the Clock Challenge. Mi-a plăcut, match-ul a fost tot așa, ok, adică n-a fost match prost, dar nici foarte bun. Mi-a plăcut că a venit Ziggler pentru a-și încerca da. să fie el care câștigă. Și e, oricum, când a făcut Bro Kick-ul era sigur că nu mai are cum să-l câștige. Totuși mi-ar fi plăcut să câștige Wade Barrett, adică... De... Eu... Da, da. E ales numărul 30 și eu am așteptat ca să intre cineva care să revină să intre numărul 30. S-ar putea, adică, nu știu, nu prea cred că o să revină cineva. Adică, și totuși, chiar dacă a revenit, ai văzut cum a fost și cu Karma. A revenit Karma, n-a făcut nimic, doar la Royal Rumble, pentru că a născut. Nu știu, probabil, dacă poate schimbă posturile și se gândesc să revină Lesnar să câștige Royal Rumble și să se ducă după centura lui Rock. Ar fi destul de interesant. Nu știu. Nu știu, m-am mai gândit și la... Să revină Christian și să câștige, dar având în vedere problemele lui cu Vince McMahon, nu prea. Da, nu știu, mie mi-ar place ca Wade Barrett să câștige acest Royal Rumble, dar nu prea are opțiuni. Adică, ce să fac, se ducă împotriva lui The Rock? Adică, nu știu, centura mondială deja sunt în curând de ce e de Rio. Big Show nu o să mai fie după Royal Rumble. Urmează Sheamus, Randy Orton, Ziggler are și el... Eta, deci. Și nu știu bere pe unde ar avea loc. Cred, da. Probabil dacă va câștiga cineva Royal Rumble-ul va fi ca să se ducă după centura lui Rock sau Punk, depinde. Da, sper să nu fie Cena. După aia urmează ăsta Punk și Heyman backstage când apare Vince McMahon. Întâi e aia, când Ziggler... Vicky Guerrero cu backstage cu Ziggler, Langston și AJ. Da, care voie să-și aleagă orice număr, da. Dar doar dintre numărul 1 și 2. Deci... E mai bine da, așa. De adică... tot nu avea opțiuni ăsta Ziggler pentru că e Mr. Money in the Bank și nu prea avea cum să câștige. Câștige Rumble-ul. Adică e clar că va câștiga centura da, mai devreme mai târziu, deci n-are nicio... Și e interesant că la început, cum am zis, la începutul Rumble-ului nu sunt cine știe ce wrestler și... Ar putea să ajungă pe undeva cum... până pe la da, 20 cum zice, și ceva. Da, cum ziceți, va fura show-ul. Așa și cum ziceam, Punk și... Nu vrei? Nu vreau. Acum... Punk și Heyman. Așa, bună, revin. Backstage. Toată apare Vince McMahon. Da, apare Vince McMahon și... Dacă nu mă înșel, a făcut un boci, adică... Văzut, ce boci? A zis... Nu mai știu cum a zis, sigur, a zis... N-a zis că dacă The Shield intervine în meciul lui Punk. Nu mai sunt sigur cum a zis. Și... De, și acum bă, da. Le-a interzis The Shield, a interzis la The Shield să nu intervine. Dacă intervine Punk, o să Punk o să fie, n-o să mai fie de fapt campion și de. Eu da. Nu prea cred că Punk are de fapt nu știu, există multe posibilități.
Psy... Dar eu nu prea cred că are o legătură cu The Shield Punk. Mai degrabă Paul Heyman. Și fără să îi fi exact, spus exact. Punk, să zic. Și... Nu știu, pa... Adică ar fi prea pe față așa, da, să... Parcă-l văd pe Heyman trădându-l pe Punk. Nu știu. Și poate da. Îi cheamă... Cheamă The Shield și... Și... La... Asta pentru un posibil turn al lui Punk. Dar nu vreau să-l văd face, atât de da, curând nu. Face. Și urmează Alberto Del Rio versus Tensai și pe Tensai chiar nu l-am mai văzut. Deci... Da, e folosit foarte prost. Foarte puțin. Adică vroiam să fie, să aibă gimmick-ul din trecut cu... Ori cu A-Trainer-ul ca și Albert. Nu înțeleg de ce l-au adus ca și Tensai, dar... Poate pentru că a fost în Japonia și... Nu știu, a avut probabil niște planuri pentru el, dar a văzut da. Că nu prinde la public și... Nu era interesant și... Adică, din câte am înțeles, el e destul de bun, da, adică... Da, l-am și văzut în ring. Este bun, dar... Dacă nu este folosit cum trebuie, da. Ce se pare? Și Del Rio câștigă, iar apoi... numără în... În mexicană... În spaniol până... Până la 10... Și... Apare și un secant... Da. Și anunță că și Bob Backlund o să fie în Hall of Fame. Da. E normal da. Să anunțe, adică a ținut centura atâta timp, chiar dacă pe atunci nu se apărau centurile cum se apără acum. E o legendă pentru WWE și merită să fie. Că probabil Bruno Sammartino nu e de acord să intre. Backlund e da. A doua variantă, să zicem așa. Și după acest segment, apoi... acest segment, apare Cena și se adresează universului WWE într-un mod foarte prost. Deci a fost un segment extrem de prost, chiar nu mi-a plăcut. Da, adică n-a, nu știu, n-a ajuns da, la nicio concluzie, nu... Adică, în timp ce... A uitat, da, exact. A uitat ce vrea să spună și... Am văzut, adică nu știu, nu mă așteptam, l-a jignit pe fanul ăla... De a avea pe tricou, da. I'm a Paul Heyman guy. Păi, ce să facă, da. Dacă... Sau încă, da. Cum e Cena Superman. The five movement. Da. Și apoi vin... pe rând. Wrestlerii. Că apoi la final a zis Cena că el va câștiga Royal Rumble și apoi vin pe rând Sheamus, The Prime Time Players, da. Randy Orton și toți ceilalți și anunță că ei vor câștiga. Cel mai interesant mi s-a părut Randy Orton. Adică, nu știu, se vede un pic de schimbare la el. Și apoi și a venit tot Cesaro, a venit și Miz și Daniel Bryan tot. Și au început să se bată. Nu toți de acolo vor participa în Royal Rumble, au fost anunțați doar în jur de 15, cam atâta. 10-15 oameni au fost anunțați nu știu, oficial pentru toți ăștia, Rumble. Cei care îmi displac cel mai mult sunt ăștia, The Prime Time Players. Chiar de când au apărut aici, de când au apărut în WWE, nu mi-a plăcut. Da, nu mai văzut de mult la TV. Nu, și nu știu de ce, adică... Gimmick-ul lor e... De fapt nu e gimmick-ul, e... Nu știu cum să-i spun, dar îmi displac, nu știu. Adică erau mai interesanți când era... Au devenit foarte arroganți și gimmick-ul ăsta nu se potrivește pentru că... Ei practic sunt... Nimeni în... Da, adică de când a fost concediat AEW... Da, nu prea mai... Da, ce face. Că era păi, interesant da, atunci... Chiar era destul de interesant și... De acum ca pe cal. Nu mai au nicio... Adică nu sunt... Sunt așa cam degeaba. Sunt plictisitori și... Adică doar pentru... Da. Și după aia încep să se bată toți ăștia din ring și ne arată cum ar fi un mic preview la Royal Rumble. Cred că asta a vrut să ne arate. Da. A fost un rol destul de ok.
Mai diferit. Da. Totul a fost ok Go până a Home intrat Show. Tina în ring. Asta a fost. Da. A promo-ul lui. Adică au promovat Royal Rumble-ul, sunt interesat de să văd. Pot să spun meciul The Rock Punk și chiar The Rock Punk chiar nu e deloc previzibil meciul ăsta. Deci meciul ăsta e. Da, adică nu știu de la ce să te aștepți, dacă intervine cineva, dacă nu intervine. Ce se întâmplă, cine o să câștige. Da, cum am zis eu, eu cred că o să fie ceva de genul, apare The Shield și vin toți din vestiare și încep să-i atace pe ăștia și lasă pe Rock să câștige. Cum ar fi, apare The Shield atunci într-un moment când Punk e, cum ar fi, jos, poate îl lovește cu un Rock Bottom, da. Apare The Shield. Dar după aia ar pierde automat centura Punk și nu știu, nu știu unde duce asta. Acum nu știu, chiar nu știu ce să zic, dacă intervine cineva, dacă nu intervine. Ținând cont că stipulația e că dacă The Shield intervine meci, Punk va pierde titlul, pot să, dacă intervine altcineva, nu pot spune că Punk pierde titlul, pentru că Vince a zis că doar dacă The Shield intervine. Da, exact, poate intervine Maddox, cum ai zis tu. Deși da, nu l-aș vedea pe Maddox să intervină. Da, și da, nici nu cred că e bun ca wrestler. E chiar bun ca comentator și așa, acum este amuzant, da, e e ok. Amuzant așa. Cam asta a fost, da, și exact. Cam asta a fost rău. Și acum să discutăm Rumble, un pic da. Despre Royal Rumble. Primul meci în pre-show. Cine o să fie în pre-show? Că Cesar cu The Miz pentru centura Statelor Unite. Păi, nu știu ce să spun. Aș vrea să-l văd pe Cesaro să continue să țină US Championship-ul și poate să o transforme în European Championship. Încă n-am văzut asta. Ar fi adică îl vezi la toate row-urile că zice US the best, că știi? Și parcă îl văd că o să facă ceva. Doar îi jignește pe americani, nu știu. Și ar fi interesant dacă o să transforme în centura da, europeană. Parcă îl văd pe Miz. Adică cred că Miz o să îl pună în four figure și o să cedeze. În figure 4 și o să cedeze. Nu cred. Nu, eu cred că Cesaro reține. O să, nu știu. Adică nu vreau să nu vreau să văd ca și face campionat adică ăsta. Adică dacă a început, dacă nu adică a început chestia asta cu Anton figure 4, de ce să are nu, adică în mintea bucărilor, de ce să nu termine cu Cesaro și să câștige US Championship? Poate a văzut și ei cât de prost a fost executat la Roche. Nu mai pun să-l facă din nou. Să-și folosească din nou Skull Crushing finale. Nu știu, pare predicția mea e că Cesaro reține titlul. Eu zic că Miz câștigă. Chiar dacă n-aș vrea. Așa, apoi meciul pentru centurile tag team. Team Hell No vs Team Road Scholars. Cum am zis ăsta? Nu e chiar de bine structurată Team Road Scholars. Da, adică Demi Sandow e mult mai bun ca single. Și Rhodes a impresionat atunci nu prea aș vrea când să-l văd avea mai centura adică intercontinentală, da. L-a băgat pe Sandow, a intrat în tag team. Vreau să, nu știu, văd ceva diferit, complet diferit de la Sandow. Probabil vor câștiga Team și Rhodes, vor face team și de fapt, cred că o să fie ceva de genul, o să câștige Team Rhodes Scholars cu ajutorul lui Brian, poate face un turn sau, dar nu știu. Da, sau ceva de genul și în Rumble să le elimine. Sau poate Kane, o să câștige Road Scholars și Brian, pentru că se enervează, face turn-ul sau așa ceva, nu știu. Da, pentru că Road Scholars nu știu dacă intră în Rumble, da, nici nu, la nu Raw nu i-am Rumble văzut. Da.
Probabil vor câștiga titlurile, acum depinde. De câștigat, sigur le vor câștiga, dar depinde când. Ori acum, ori la Elimination Chamber. Da. Rămâne de văzut. Eu, da, și eu merg pe Team Rose Colors. Așa, apoi urmează Last Man Standing pentru centura mondială. De... Nu știu ce să zic despre meciul ăsta, adică eu, cum am zis, cred că o să câștige Big Show, iar Ziggler o să vină apoi să încaseze Money in the Bank. Ce o să câștige. Dar nu prea pe Ziggler să-l bată pe da. Big Show. Sau poate că o să fie down, ceva de genul. De-a lungul anului trecut tot așteptam să se întâmple chestia asta cu Sheamus și cu Big Show, adică să intervină Ziggler în meciul lor și tot a intervenit, probabil că îl păstrează pentru WrestleMania să facă chestii da. Nu la un pay-per-view destul de important. Și sunt de, adică nu știu, stipulația meciului că e aceeași ca la SmackDown, nu știu, parcă vream altceva. Adică iar la Last Man Standing. Pentru că o să pe Big Show să... Decât să fie un meci normal. Da. Poate, poate Big Show se, o să vrea să se răzbune și poate, nu știu sigur, dar o să-l învingă pe Del Rio cum l-a învins el pe Big Show. Poate o să-l să facă ceva cu masa aia, nu știu. Rămâne de văzut. Da, da, totuși, dacă e să facă Ziggler cash-in, eu aș merge mai exact, mult, pentru mai că bine nu, să facă da, pe Del Rio, pentru că îl bată pe Big Show. Vreau să facă turn-ul Ziggler. Să facă pe show și apoi să facă turn. Dar mă rog, eu zic că Del Rio va câștiga. No. Și nu cred că va face cash-in Ziggler. Adică, ținând cont că au anunțat că Ziggler va intra primul Rumble și probabil vor ține mai mult timp, dacă va câștiga centura, normal da, că nu va mai intra. Ai dreptate, nu cred că o să... Acum mi-am reamintit că o să intre primul și nu cred că o să facă cash-in la eveniment. Depinde, cum am zis, depinde cum sunt structurate meciurile. Dacă Royal Rumble-ul e primul, se poate să facă cash-in numai încolo. Dar nu, pentru că după aia o să fie obosit sau nu știu. Nu știu sigur. Nu știu, eu cred că că va fi ceva de genul Royal Rumble-ul va fi penultimul match și ultimul va fi Rock vs Punk, adică nu văd să fie primul Royal Rumble. Adică e totuși un match destul de important și dacă îl pui primul... Nu știu. Oricum. Apoi discutăm Rumble, despre da. Royal Rumble. Da, Royal Rumble, mai bine că Rock vs Punk sigur o să fie ultimul. Da. După Raw-ul de lunea asta e cam... E obvious că o să fie Cena. Adică nu știu. Da. Da, deși nu vreau și... Nu știu, și anul trecut a fost chestia aia cu Ziggler, cu Jericho, când toți da, erau 100% sigur că cu promurile alea, că el va câștiga Rumble-ul și că așa va... avea cu Punk la WrestleMania, da, dar exact. Se pare că a avut și fără să câștige așa, Rumble. Și pe Cena. Putea să... Nu trebuie neapărat să câștige un Rumble ca să se ducă după centură. Adică să fie un match de genul, nu știu, mai mult Six Men sau ceva de genul pentru number one contender și să-l câștige Cena, dacă da. Chiar vor să... Nu știu, eu tot ca cred dea că o să lui câștige Cena Royal Rumble match-ul. Pentru că la cât promo i-a făcut și... Nu știu, hai să vorbim așa eu aș vrea pe să cine am vrea Wade, noi nu să... Știu, eu sincer aș vrea să-l văd pe Wade Barrett că câștigă acest Royal Rumble. Nu înțeleg de ce, dar parcă așa revenirea asta lui chiar m-a pus pe gânduri și... Și... Nu știu, sincer să fiu, chiar ar fi eu. Dar și după aia nu prea are ce să facă. Nu prea are ce să facă pentru că da, chiar și Punk, chiar și Rock nu prea îl văd pe Wade Barrett după asta și fără build-up, nu știu. Dar dacă da. E pentru centura mondială și, cu un feud da, cu El Rio. Sau...
Eu am mai mult, adică în primul rând aș vrea ca Lesnar să câștige și aici ar exista două posibilități. Una, să se ducă după Rock să câștige meciul pentru centură și apoi să avem la WrestleMania Brock vs. Da. Punk vs. The Rock. Sau o posibilitate la centura mondială și Sau să cu aibă Del cu Rio Del sau cu Rio oricine și asta ar mai... câștigă centura. Da, și asta ar mai crește și centura mondială, adică totuși Lesnar, un Sincer, om l-aș vedea trecut pe destul de Lesnar important. să se ducă după Ziggler. Dacă o să câștige Ziggler. Asta, Să. Da. da, dar dacă face Ziggler turn-ul, Da, nu. ceea ce eu nu prea vreau. Un alt favorit al meu ar fi Christian. Și pot să zic că ar fi perfect cu el ca heel, cu un feud cu Da, Del ar fi Rio. ceva. Și cu Christian. Da, Da, puțin ținând probabil. cont de problemele care le are el cu Vince. Probabilitate mică ca A Christian să fost în revină. TNA și... Da, că știu cu toate că titlurile alea două în 2012 le-a primit doar la existențele lui Edge. Așa și... Ar mai Nu, fi Cesaro Cesaro nu și cred, Barrett, sigur nu. dar nu știu... Cum, adică Cesaro ar putea să fie cum a fost Del Rio în 2011, adică a fost un Și a newcomer, câștigat, da. nimeni nu se Dar aștepta nu, să-l acum câștige ăsta ăsta așa, să... Cesaro are cu US Championship și Da, dacă ar fi într-adevăr să câștige el Royal Rumble-ul, asta ar însemna că va pierde centura în fața lui Miz. Și Wade Barrett, aș vrea Nu să-l văd, prea are dar... ce să fac, cum am zis. Brock versus Punk. Și acum, ultimul meci. Punk vs. The Rock. Da, Pot să exact. spun că aștept meciul ăsta de mult. De la Și Raw 1000. nu știu, parcă eu îl văd pe Raw câștigând acest Și... match. Da, și eu. Pentru că, adică nu știu, nu cred că ar fi, adică te Da. întorci și anunți că vei câștiga titlul și să nu-l câștigi, adică Da, oricum îl va e sigur câștiga că va aici pentru câștiga că după aia ori la ambele. WrestleMania, că îl câștigă, nu prea are ce să facă. Și pun pariu că la WrestleMania o să fie Rock versus Cena, câștigă Cena și Rock pleacă la filmele lui. Da. Deci după WrestleMania chiar nu Da, se mai asta e întoarce, normal, poate doar pentru oricum un Raw, două Rock. și gata. Deci nu o să țină chestia asta. Da. Deci la WrestleMania Rock va pierde centura dacă o are. Și o să o aibă, o să o aibă, desigur. Adică, da, Punk a 400 avut și un ceva reign de zile. destul de Eu mă bun așteptam chiar, să-l țină nu mă numai aștept. puțin peste un an și gata. Adică, nu cred că se aștepta nimeni să o țină atât de mult, a avut un reign destul de bun și a apărat centura de foarte multe ori, a fost over de foarte multe ori, a avut promori destul de bune și... Da. Oricum, el e normal că va rămâne în main Nu event. sunt chiar de sigur de asta, adică Și... să vedem ce o să facă din el. Păi, nu cred că l-ar fi, i-ar fi lăsat centura atât de mult timp dacă n-avea încredere în el. Adică, nu poți să-i lași unuia Da. care nu crede în el centura un an și ceva. Da, eu mi-aș pune și casa pe Brock. Desigur, pot să câștige Brock. Da, e interesant dacă va interveni sau nu cineva. Așa ar exista multe posibilități, dar nu... Oricum, The Shield nu cred că intervine, adică... Ba, N-au nu sunt cum, chiar că... desigur de asta, adică încă nu știm dacă sunt în cârdeșie cu Punk și poate o să-l coste pe Punk centura. Și pe asta s-a dus. Da, și... Păi, ar fi ceva de Și nu știu, genul ca parcă ar fi Heyman mai să-i bine fi decât pus pe ei. să câștige Rock meciul. Da, și apoi să vină și să zică că Heyman e cu el și nu cu Punk. Și așa să avem pentru WrestleMania Punk vs. Lesnar. Dar eu Și n-aș așa vrea să-l văd pe putea Punk face atât Punk de vs. devreme. Undertaker, da. Deci aș vrea să vă meciul ăsta, Nu știu, dar acum nu prea depinde. văd build-up pentru piel, adică ce treabă are Punk cu Undertaker, dar se mai poate face. Ar fi singurul care, adică streak-ul, Undertaker a avut streak-ul la WrestleMania, iar Punk să zică că el a ținut centura atât de Dar nu mult prea văd timp. pe Punk Să să doboare streak-ul, zică că... adică Asta e clar, că nimeni nu va...
Da, o să retragă. Nu va câștiga împotriva lui Taker. Da. Mai mare prostie. Da, de fapt Undertaker nici nu prea mai are cu cine. Da. Cum s-a mai zis, Lesnar e foarte energic și nu prea ar putea să țină pasul cu el. Cu Cena nu cred, și dacă ar face cu Cena, nu cred, pentru Cena. Că și n-aș vrea să văd asta. Bă, nu sunt atât de sigur. Dar, de fapt, nu prea are, adică dacă ar fi cu Cena, nu ar fi anul ăsta. Da. Da, pentru că acum e normal că o să fie în peisajul genturii. Nu știu, cu Punk ar fi o variantă. Nu știu, așa să aibă cu Barrett de să pornească de la faza de atunci, din 2010, când Nexus a intervenit în meciul lui cu Kane și l-a costat pe Taker de a pierdut meciul atunci, Buried Alive parcă. Ar avea ceva în spate ca să pornească. Ar fi destul de interesant pentru Barrett, care crește și el mai mult. Că a fost cam prost folosit în ultimul timp. Cam asta a fost, da. Și da. Pe dictare că Rock va câștiga. Acum, nu știu, cu intervenții, fără. Da, deci cam asta a fost tot. Nu uita să îmi dați și mie subscribe și lui Adi pe cele trei canalele lui. Voi pune descriere ca de obicei. Și da, a fost tot.